cercetării și s-au luat câteva decizii importante. În ceea ce privește învățământul preuniversitar, considerăm că guvernul a luat o decizie extrem de importantă în urma acestei discuții extrem de lungi, și anume plata integrală sau aproape integrală a drepturilor salariale ce revin cadrelor didactice din sistemul de învățământ, pe care le-au câștigat în instanță, sub rezerva unei noi întâlniri între coaliție și domnul prim-ministru undeva în luna noiembrie, pentru a vedea sumele care au rămas de la rectificarea bugetară. Al doilea punct important vizează sistemul universitar. Este vorba despre sporurile pentru doctorat. La fel și acestea, în funcție de banii rămași de la rectificarea bugetară, vor fi acordate integral, dar decizia va fi luată în luna noiembrie, după ce vedem exact sumele și într-un echilibru de negociere între membrii coaliției împreună cu guvernul. Un alt aspect care considerăm că este important ca și rezultat al întâlnirii de astăzi vizează legea salarizării, urmând ca pentru cadrele didactice sporirea salariilor, mărirea salarii să fie între 25 și 30% net în anul 2018, cu în cele două etape, 1 ianuarie și 1 martie. Repet, între 25 și 30% majorare netă pentru învățământul preuniversitar, mă rog, pentru învățământ, pentru cei care lucrează în învățământ. Un alt aspect important, și aici cred că domnul Sorin Câmpeanu, domnul vicepreședinte și președinte al Consiliului Rectorilor, vă va detalia mai mult, vizează modul în care astăzi se fac angajările în sistemul de învățământ universitar. Împreună cu domnul prim-ministru și cu reprezentanții guvernului am agreat o formulă simplificată pentru a face aceste angajări. O să vă explice domnul Câmpeanu mai multe.